O nouă ședință a coaliției de guvernare are loc chiar în acest moment, după ce aseară liderii celor trei partide nu au ajuns la o înțelegere. Cum arată lucrurile acum în coaliția de guvernare? Da, coaliția de guvernare, suntem trei partide, avem o majoritate în Parlament. Evident că cele trei partide au, eu știu, gândurile lor, au stilul lor de a se manifesta. Cred că momentul Ministrului Sănătății a fost unul de încercare pentru coaliție și eu sper că în această după-amiază să-l rezolvăm. Partidul Național Liberal își dorește ca această coaliție să continue, să fie stabilă și așteptăm o propunere de Ministrul Sănătății de la Alianța USR Plus. Deci, cu ce mandat va merge PNL la negocierile de astăzi? PNL merge cu mandat în care Florin Cățu rămâne prim-ministru și așteptăm nominalizarea unui ministru al sănătății din partea Alianței USR Plus. Înțelegem din surse că se discută, cei de la USR vor chiar să vină cu o propunere de ministru, dar vor și să-l readucă pe Vlad Voiculescu pe poziția de consilier onorific în minister. Noul ministru al sănătății este cel care își va face politica ministerială. Suntem într-un an pandemic și eu sper ca acest ministru care va veni să fie un profesionist, să înțeleagă sistemul, să înțeleagă pacientul, să înțeleagă momentul prin care trece populația generală și să-și aducă și consilierii pe măsură care să-l poată ajuta ca în această perioadă destul de dificilă să avem servicii medicale de calitate și să avem o scădere a numărului de cazuri, a transmiterii în comunitate, o scădere a numărului de decese. Deci PNL nu se opune o revenire a lui Vlad Voiculescu pe poziția de consilier onorific, adică nu au nimic PNL caută o împotrivă. stabilitate în această coaliție și cum portofoliul Ministerului Sănătății este la Alianța USR Plus, noi așteptăm să vină cu o propunere de ministru al sănătății, iar acest ministru al sănătății să-și facă și echipa. Din negocierile care au avut loc aseară, au durat 4 ore, știm, s-au înțeles oarecum pe, nu știu, anumite puncte, poate chiar nu pentru o decizie finală, dar. Nu, n-a fost o decizie finală, rămânând ca până astăzi la orele 16, fiecare din partidele care participă la această coaliție să aibă un timp de gândire, să spunem așa, pentru fiecare din ideile cu care a venit la această discuție din coaliție. Eu sper, mă repet, că în această după-amiază să avem și acea maturitate încât să înțelegem că această coaliție trebuie să continue, nu neapărat spre beneficiul celor trei partide, ci al unei societăți românești care deja este destul de încercată. USR Plus, înțelegem că își doresc să impună, Alianța își dorește să impună în protocolul de guvernare, de colaborare a celor trei partide, un amendament potrivit căruia remanierea unui ministru se face de către premier, însă cu acordul președintelui partidului din care ministrul respectiv face parte. Cum vede PNL o Da, astfel de PNL-ul propunere? urmărește să respectăm prerogativele stipulate în Constituție. În același timp, o discuție mai aprofundată în coaliție nu strică niciodată. De aceea, premierul rămâne cu prerogativele constituționale de a putea remania un ministru, dar eu sper ca discuțiile care există înainte de remanierea acestui ministru să fie foarte clare și decizia premierului să fie cea care să liniștească, chiar dacă la un dat nu a convenit unul din cele două partide care sunt partenere.